În partea de sus avem la șofer un parasolar de dimensiuni mai mari. Se poate orienta și pe lateral. Are un loc în care să depozităm diverse acte, carduri. Nu este dotat cu oglindă. Zona plafonierei cu două spoturi, așa cum se vede. Apoi, pe partea pasagerului, un parasolar cu o inscripție despre cum se folosesc scaunele de copii pe scaunele în fața cărora este un airbag. Apoi avem oglindă la parasolar. Un loc pentru acte. Iar deasupra se află un spațiu de depozitare de dimensiuni mari. Foarte mari, aș putea spune. Era și pe modelul vechi. Ștergătoarele de parbriz se acționează de aici, prin tragere. Avem spălare. Ștergătoarele au și funcție logică. Așteaptă o perioadă și mai efectuează un ciclu de ștergere. Din acest buton se acționează computerul de bord prin apăsări succesive. Observați că avem câteva indicații, respectiv ceas, temperatura exterioară, numărul de kilometri parcurși de acest automobil până acum, consumul mediu 5,9 litri în momentul de față. În momentul în care folosim comutatorul, mergem prin meniurile computerului de bord. Încercăm să o luăm de la range. Așadar, avem data, cât mai avem până la realimentare. Avem trip A, trip B, dar și consum A, consum B. Așadar, acum vedeți consumul A, consumul instantaneu, viteză medie A, timp de călătorie A și urmează aceleași pentru poziția B. Deci, practic, putem memora mai multe chestiuni pe A și pe B. Așadar, astea sunt indicațiile computerului de bord. E ușor de citit, bine poziționat, nu am niciun comentariu de făcut la computerul de bord. Tot acolo unde avem indicația cu data, putem activa și meniul mașinii, din care setăm diverse facilități ale mașinii. Se activează din acest buton aflat pe bord, set. În momentul în care îl apăsăm, ne apare meniul și folosind săgețile de lângă set, care altfel ar regla farurile pe înălțime, în momentul în care intrăm în meniu, ele devin butoane de navigare prin meniu. Așadar, avem opțiunea de a părăsi meniul, de a activa, dezactiva luminile de zi, activare, dezactivare airbag pasager, service, buton de volum. Observați că putem regla nivelul. Volum
volumul buzzerului. Buzzerul este acel sunet făcut când nu spui centura de siguranță. Limbi. Engleză, italiană, turcă, poloneză. Unități. Distanță, temperatură, consum. Deci aceste submeniuri pe care le vedeți aici, consum, distanțe și temperatură, în fiecare, dacă intrăm, vedem, schimbăm din litri în kilometri pe litru și așa mai departe. Deci iarăși un meniu foarte cuprinzător și în această zonă. Revenim la unități, mergem mai departe, auto-închidere. Traveling on-off e parte din meniul auto-close și înseamnă că putem activa sau dezactiva încuierea ușilor în momentul în care mașina rulează. Dacă vrem să vedem sau nu indicații despre radio pe acest display, adică în locul computerului de bord să ne apară indicațiile despre postul de radio. Setări despre dată. Setări despre timp și putem selecta de asemenea și datele pe care să ni le afișeze la trip B. Bip de avertizare la o anumită viteză, dacă îl activăm, putem selecta viteza, observați, din 5 în 5 km pe oră. Îl dezactivăm acum. Și exit. Așadar, ăsta a fost meniul în care putem seta opțiunile mașinii. Sistemul audio are 6 difuzoare. Așa cum se observă, are o finisare deosebită, care sigur are dezavantajul că îți rămân urmele degetelor pe ea și din când în când trebuie ștearsă. Însă ergonomic este foarte plăcut de utilizat și de asemenea, prin mărimea butoanelor și spațiile lăsate între ele, nu ai cum să apeși altceva decât butonul dorit. Deci nu se întâmplă ca la alte sisteme pe care le-am întâlnit să apeși pe meniu și să dai pe media sau ceva de genul acesta. O să vă arăt acum și ce avem disponibil în meniuri. Nu le-am mai comentat întrucât sunt bine cunoscute, am vrut doar să le vedeți. În ceea ce privește partea de audio, reglajele pentru audio, avem și câteva presetări, le vedeți aici. Apoi bas, înalte, balans, fader. Avem funcție loudness. Așadar, în mare, cam astea sunt funcțiile sistemului audio. Bineînțeles, ce se mai vede pe el. Are MP3. Avem mufă USB care face parte din sistemul BlueMe, cum se cheamă sistemul integrat de la Fiat. O să introduc un stick cu muzică. Să vedem cum reacționează mașina. Iată și cât de bine se aude. Hey!
Eu zic că se aude bine, nu mă așteptam să se audă atât de bine. Sigur, nu este un sistem audio premium, dar este un sistem audio de bună calitate. Așadar, nu avem de ce să ne plângem de el. O altă zonă în care observăm cât de departe s-a ajuns cu reducerea costurilor, zona aeratoarelor, nu mai avem niciun fel de comutator separat pentru a închide, deschide aeratoarele, pur și simplu pentru a le închide e suficient să mișcăm spre extremități aceste butonașe și aerul nu mai vine prin aeratoare. În momentul în care le deschidem, acele clapete din interior care închid zona aerului devin clapete de dirijare și putem dirija aerul în sus, în jos sau în lateral folosind clapetele. O să apăs acum pe butonul cu semnul Windows. Este vorba de activarea sistemului Bluemi și o să vedem exact ce face. Ni se indică pe bord Bluemi Voice. O să vedeți acum ce se întâmplă când apăsăm butonul și activăm sistemul Bluemi Voice. Settings. Play. Stop. Next. Previous. Or cancel. Ați văzut și meniul Help prezentat în formă vocală, adică ce opțiuni putem folosi pentru a comanda vocal anumite facilități ale mașinii. Sunt o serie de opțiuni simple și normal că pot fi de folos atunci când conduci, nu mai e nevoie să stai să cauți butoanele, pur și simplu rostești comanda și mașina o efectuează. Putem împerechea un telefon mobil folosind sistemul Bluetooth, caz în care se folosește această comandă de pe volan. Searching for connection. Try again later. Noi nu am activat Bluetooth-ul pe telefon. Ca să știți cum se face, activați Bluetooth-ul pe telefon, apăsați acest buton și în mod normal lucrurile se derulează automat, urmând, bineînțeles, indicațiile de pe ecran. Centurile de siguranță pentru șofer și pasager au și reglaj pe înălțime. Așa cum observați. Să punem contactul, să vedem martorii. Și acum vom porni motorul. O să vă arăt farurile. Din comutatorul din stânga volanului avem doar două poziții posibile, respectiv poziția lumini de zi și fază scurtă, așadar e un pic mai deosebit decât la alte mașini. În momentul în care suntem cu luminile de zi activate și pornim motorul, automat acestea se aprind. Dacă sunt dezactivate, ca în cazul de față, atunci avem poziție de off. Și din poziția de off pornim faza scurtă. În momentul în care pornim faza scurtă, avem indicația în mijlocul tabloului de bord. Prin tragerea manetei către șofer se aprinde și faza lungă, așa cum observați. Iar farurile de ceață și stopurile de ceață sau stopul de ceață se aprind de pe bord. Iată stopul de ceață și farurile de ceață.